tuturor, eu sunt Andrei și bine v-a regăsit la un nou episod cu Dirt 3, dar înainte ca să încep acest episod, v-aș ruga pe toți să nu uitați să apăsați butonul de like, dacă mă susține și doriți să postez că în multe clipuri. Am văzut că ați apreciat foarte, foarte mult episodul anterior, iar astăzi am zis să revin cu unul nou. Ok, hai să vedem ce o să reușim să facem astăzi. O să aleg mașina asta, un Audi, și pe acesta. Nice. Ok, fraților, hai să vedem, dacă la acest episod putem strânge suma de 40 de like-uri, chiar aș fi foarte, foarte entuziasmat. Și sunt foarte, foarte somnoros, fraților, pentru că doar ce m-am trezit, e sâmbătă dimineața și na. Ok, ia să vedem. Mamă, dar e super, super tare mapa, acum să vedem dacă o să reușim să câștigăm. Acesta cred că e un Audi mai vechi din câte văd. Dar chiar e tare mașina. Sper să nu fie foarte, foarte tare volumul la mașini. Gen motorul lor se audă foarte, foarte tare. Eu zic că se mișcă super, super ok. Îmi cer scuze pentru bările acelea, dar n-am ce face, pur și simplu. Bările de sus și de jos, habar n-am cum să rezolv. Am încercat să dau jocul pe full screen, nu am găsit din păcate, habar n-am. Ok, hai să vedem. Mergem noi așa. Suntem pe locul 4. Am încercat să lovim pe unul. L-am luat. Acum hai să vedem dacă reușim să luăm pe al doilea și apoi pe primul. Să vedem dacă vom reuși. Ok. Săracul, ce-a făcut. Tom Harrison. Ok, hai să vedem. Că e mai tare Audi. Mai tare, se vede clar. Și mă bucur că pe această mapă chiar am multe, multe frame-uri. Ia uite-l. Încearcă el, sincer, mamă, frate. Aș pe bune. Și gândiți-vă că e bot. Dacă era un om sau un băiat, clar că mă dădea de parapet. Mă scutea din pistă. Oh my god. Ia să vedem, mergem noi așa, mai avem puțin și o să se termine și cursa. Acest episod mi-am propus să dureze cam aproximativ 16, de fapt 15 minute, nu știu, acum vedem. O să chiar mi-era dor de Dirt 3 și vedeți că postez mai rar. O să încerc să postez mai des, Pintires, pentru că chiar am văzut că v-a plăcut foarte, foarte mult episodul cu în care v-am prezentat modurile pe care le-am instalat și a fost super, super tare. Și sper să nu mă mai bâlbui, dar vă dați seama doar ce m-am trezit, hai că am câștigat. Super, super tare. Nice. Să vedem, fraților, dacă putem strânge 40 de like-uri, pentru că am strâns la ultimul episod 37 din câte am văzut. E ok, după părerea mea. E ok, chiar vreau să vă mulțumesc, dar chiar mă ajută foarte, foarte mult. Acum depinde de voi. Ok, o să dăm următoarea, o să fie așa. Smelter. Trucks, așa. Și o să... Mamă, cu acestea chiar că nu ne-am jucat deloc. F1 zice aici. Să vedem puțin ce e F1. Nu mai am chef să-mi zic că iară. Pe aceasta o să alegem. Pentru că mi se pare mai ok ultima întotdeauna, gen, aici e după level, de începând de la ce, chiar am deblocat multe, bine, eu m-am jucat foarte, foarte mult Dirt-ul și am făcut acolo full level, am level 14 pe joc. Mamă, e cu artificii, super, super tare. N-am mai jucat pe această mapă, cred că de atunci, deci îmi amintesc de Crăciun, că știu, adică, na, vacanță de atunci. Ia să vedem. Sper să nu fie de rău frame-uri. Asta e o mapă care mănâncă FPS-uri. Mamă, e așa. Mamă, cum te poți uita în spate? Eu nu știam treaba asta. Iată că astăzi descoperim lucruri noi. Mamă, sunt abia pe 3. Merge cam încet mașina, adică Rallycross-ul ăsta, sau habar n-am cum se numește.
Mașina asemănătoare e în GTA San Andreas, gen în Sampa am văzut odată. Nu știu, fraților, cred că se va aduce, chiar sper din toată inima să se adauge din nou Giftgift-ul în Samp. Bine, acum e ciudat că eu joc Dirt 3 și vorbesc de Samp, dar, na, oricum putem discuta mai mult de teme, pentru că e mai ok. LOL. Hai să vedem dacă luăm. L-am dat la o parte. Acum hai să vedem dacă luăm și pe primul și o să fie super, super ok dacă o să luăm, dacă nu, asta e. Ok. Da. LOL. Da, a fost cea mai frumoasă fază. Mi-am distrus mașina și ceilalți vin în spatele meu. S-a dus și locul unde, dar mamă, dar e o cursă foarte, foarte lungă și văd că se mișcă foarte, foarte încet. Și încă sunt destul de răcit, fraților. Hai că o încerc să ia. Ok, hai să vedem. Am încercat să filmez multiplayer, fraților, dar nu am reușit pentru că eu n-am intrat într-un lobby, eram 5 din 8 și nu mai intrau, am stat vreo 5, chiar 10 minute și mi-am zis, dai, lasă, baltă, că am zis că mai am oricum curse de dat pe care, mai am curse pe care noi le-am făcut și na, ar fi frumos. Seria cu Dirt 3 nu se va ține așa mult, fraților, pentru că practic am terminat tot, am făcut și level, adică gen de când mi-am cumpărat jocul până acum am făcut, am reușit să fac level 14, cred că vreo 20 și ceva de episoade am filmat pe canal. Oricum o să începem o serie de Need for Speed, acum nu știu, ori Underground or Most Wanted, o să văd pe parcurs. Doar că dacă e gen vreau să mă apuc o serie de Need for Speed, trebuie să-mi instalez Origin-ul. Acum sper să pot să-l achiziționez Most Wanted-ul sau gen diferite jocuri. O să începem și seria, cred că o să încep o serie de FIFA 2013 sau 2014. Nu știu, cred că 2000 sau 2015, habar n-am. Ia să vedem. Ok. Hai că mai avem puțin și se termină și cursa, nice. După care mai dăm încă vreo două curse, să vedem acum. Una cu drifturul vreau. Una cu drifturul contratimp. Hai să vedem, mergem noi așa. Ok. Și am ajuns la finish și iată că de pe aproape, din felul pe care l-am dat atunci, am reușit să câștig. Nice. 3 minute și 13 secunde și 433 de milisecunde. Nice. În episodul următor probabil că o să filmez ori Car Mechanic Simulator 2014, ori Left 4 Dead 2. Bun, hai să vedem. Head to head, uite iară. Monaco. Așa. Pro. Evening Sun. Night e mai ok. Da, vedeți, fraților, acum dăm curse pe care nu le-am mai dat în episoadele anterioare. Și e super, super tare. Eu inițial am vrut să le fac tot aceleași curse, dar iată că aparent a reușit să dăm Ok, și alte fraților, hai să curse. dăm enter. Să vedem și mașina cum arată. Mamă, ce frumos aici. Văd că sper să am draw frame. Doamne, să am draw frame. Să am frame-uri multe aici. Eu nu vreau, nu. Ia să vedem, am intrat pe locul întâi. Mamă, chiar e frumoasă mapa și complicată în același timp. Aoleu, și o să fie o cursă lungă, aparent. Și mă bucur că am FPS-uri multe. Ok, mamă, și cu artificii e bestială. Cred că așa o să pun și titlul, cea mai epică cursă. Ok, hai că ne descurcăm bine până acum. Hai să vedem, mergem așa. După care o să mai dăm una cu gen cu drifturi și o să încheiem așa acest episod de Dirt. De acum acolo, fraților, s-a cam terminat seria cu single player. O să încerc să mai filmez vreo 2-3 episoade multiplayer și apoi vă las sfârșit seria pentru că nu că nu e apreciat, chiar e foarte, foarte apreciat de voi și vreau să vă mulțumesc pe această cale, doar că na, nu mai am pur și simplu ce să fac decât să postez episoade în apă, dar sincer nu are rost. Ok, ia să vedem. Vedem episoade în care fac același lucru, sincer nu are rost să fac tot atâtea similari. Ok.
Ia să mergem de așa, mamă, dar e frumoasă rău, ar da chiar m-aș locui să, gen, să stau aici, am lovit mașina, trebuie să o redresez. Mi-am spart ușa. Da, hai că am terminat-o. Nice, nice. Nu știu ce am bătut din palme, dar în fine. A, e mai multe, da, cred că aici o să, după ce o să terminăm, aici o să încheiem și acest episod. Că văd că are mai multe, gen, semifinală, finală. Sferturi, semifinală și finală, parcă. Și gen toate într-o zi de se țin, pentru că nu mă uit foarte, foarte mult la rallycross. Înainte mă uitam foarte, foarte mult la sport în general, gen la mașini, la rariuri, foarte multe, acum nu mai prea am timp. Mamă, ce fum a scos. Cu Chris Mikey. Ia să vedem, mergem așa. Ok, chiar am luat foarte, foarte bine curba asta. Trebuie să fiu mai atent ca să nu o lovesc, pentru că mă depunctează. Ok, chiar sunt, chiar mă mir că n-am jucat niciodată pe această mapă. Nu știu, nu mi se pare de cunoscută deloc, mai ales blocurile. E super, super tare. Ok, mergem noi așa. Opa, am ieșit pe locul 2. M-am trecut. LOL. Dar cum am trecut, asta e chestia proastă. What? Dar cum am trecut? În fine, acum asta e, m-am trecut. Trecem la altă cursă. Asta e RIP, dar nu știu cum a reușit să-mi treacă. Ori, ok, fraților, hai să continuăm. Ok, nice, acum m-am descurcat bine și... Și... Am câștigat. Mamă, la fix, am câștigat super, super tare. Nice. Ok, fraților, și după care mai dăm în finală, mergem în finală cu Ken Block. Și după care încheiem și acest episod care, bineînțeles, sper că v-a plăcut. Ia să vedem, mamă, ce nume. Ești nebun. Hai că nu mai vreau să stau foarte, foarte mult, că na, pierdem câteva secunde aici, na. Iar nu vreau să stau foarte, foarte mult la edit. Mamă, n-am pornit pe aia bine. Nu, deloc n-am pornit. Deci, spun asta, e bine, am pornit, am ambalat-o foarte tare, pe care am dat a doua și a pornit mai greu. Ok, ia să vedem. Iată că l-am trecut pe Ken Block. Nu știu ce nume, Ken Block, dar totuși e ok, îmi place mult. Aici am întrece el. Nu știu, ceva fac, ceva greșit. Ok, ia să vedem. Poate să mai fac și cu prieteni, gen să-i contactez pe prietenii care mai au acest joc și să facem acolo curse interesante. Ar fi frumos. Dacă l-am luat, m-a luat aici, ești nebun. Nu înțeleg cum e loc, pe locul 2 pentru că era lângă mine. Ok, nu știu. Oricum nu mai prea interesează pentru că na, oricum am făcut curse epice. Ia să vedem, mergem noi așa. Dacă îl iau acum, am șanse să-l iau. Da, e clar. Citroen. Ok. Nu. Hai că e câștigată. Da. Like. Bun, fraților, cam atât cu acest episod de Dirt 3. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne revedem în episodul următor cu Minecraft The Leopard. Deci, pa, pa!